ați fost numărat. În numărătoarea specială a celor de care vreau să mă numesc. În numărătoarea celor ce m-au cunoscut ca domn al furtunii. Pentru că ați fost îngăduiți prin diferite situații ca să vă învăț să mă cunoaște. De aceea se zice ferice de voi. Pentru că cel ce mă cunoaște va fi numărat între biruitori. Pentru că se întețește furtuna. Și se înmulțesc cei ce într-o vreme ca asta fac măsurător. Și dau verdicte omenești. Fac măsurători ale gradului de furtună și ale înălțimii valurilor ce se ridică și dau rezultate care să inducă teama și spaima. Sunt alții care fac măsurători ale corăbiilor care pornesc în larg și le testează gradul de siguranță. Și aceștia vor aduce rezultate aducătoare de teamă. Sunt alții care sunt gata să trâmbițeze lucruri de care n-au habar, nu le știu, nu le cunosc, dar ca să iasă în evidență prin cunoașterea lor, vor induce teamă și spaimă în multe ei. Dar pentru ai mei, pentru acei ce mă cunosc, zice Domnul, pentru acei ce au învățat că eu, Dașanim, sunt domn peste furtună, pentru aceia înaintarea va fi în liniște și pace. Chiar dacă se ridică valdea stânga, chiar dacă se înalță furtuna de-a dreapta, cel ce se încrede în mine va pluti ca prin minune, printre valurile ridicate, pentru că eu, zice Domnul, rămân la cârmă. Și eu potolesc următorul val înaintea corabiei lui să poată trece mai departe. De aceea, fiți oameni înțelepți. Și nu vă lăsați influențați nici de cei ce măsoară gravitatea furtunii, nici de cei ce măsoară înălțimea valurilor, nici de cei ce calculează gradul de rezistență al corabiei. Nu, nu. Voi puneți-vă încrederea în mine, zice Domnul, că v-am numărat între cei de care mă îndur și rămân credincios făgăduinței făcute, zice Domnul.